te trebuie și eu. Poftim. Ia să moară mama. Deci pentru nașul mare. Pentru mireasa moartă. Pentru nașul mic. Pentru echipajul de poliție. De la intrarea în cort. Zi solo. Solo, solo. Așa, frate. Deci chiar că n-ai nevoie nici de liceu, nici de academie. Nu cred că se preda așa ceva. Știi că eu am și eu un restaurant și eu vând pachete complete. Căsătorie, la botez aveți discount dacă se pune problema. La divorț, nu mai zic, petrecere separată, el sau ea. Și dacă plătiți tot, eu așa un bon cu vreo 6 cartele. Și aveți și deces, parastase. De la ce bucă te duci pentru nuntă să iei frumos? Dar asta e ciclu vieții, mă. Botez, cununie, divorț și parastas. Păi da, tu știi cum e la parastase? E mai mare veselie. Asta așa e, asta așa e. Vorbesc serios, s-au venit așa îndurerați și a încins o paranghilie, a zis neaflării că poți să tragi perdele, că nu prea ne înțelegeam cu mortul, știi? Bravo, tată. Deci trebuie să recunosc clar că ești desăvârșit. Andra! La mine, cu părere de rău, este un nu, pentru că... A fost prițul cald. Nu. Când calci prea mult accelerația, o dai în extrema cealaltă și mi s-a părut prea mult. Și știi ce poate să fie frumos, devine la un moment dat deranjant. Așa mi s-a părut mie, pare rău. Doamne, e un nu. L-ai dus la Ateneu. Da, e bine să nu vină femeile neînsoțite. E bine că vă avem pe voi aici. Exagerezi, ai exagerat, dăm voie să spun. Îmi pare rău, vă rog să mă iertați. Masei populare a exagerat acum. Asta e părerea mea umilă. Vă rog să-mi iertați părerea mea umilă. Filarmonica din Berlin. Vă rog să-mi iertați părerea. Păi ești iertată de... Mulțumesc, mulțumesc. Deci, Andy, verdictul? Verdictul este, bineînțeles, în curând să mai meargă un rând. Mulțumesc, Armand. Da. Alexandra. Da. Mulțumesc. Bravo, ne vedem în etapa următoare cu 3 de da. Mulțumesc.